Potrivit ProSport, un meci din Liga 1, trei meciuri din Liga 2 și două amicale ale formațiilor românești sunt suspectate de trucare la pariuri. Iată care sunt acestea. Viitorul a seat Târgu Mureș, 6 la 1, Mioveni fece Brașov 4 la 2, Unirea Brăila Academica Clincen 2 la 1, fece Brașov Uta 2 la 3, Debrețen FCM Baia Mare 3 la 1, CFR Cluj UFA 0 la 2. GSP.ro anunță că viitorul a emis un comunicat prin care spune că nu are nicio legătură cu trucarea meciului cu Asia Târgu Mureș, 6 la 1. Tot pe acest site apare și o declarație a directului sport la SEA. Nu știu ce să zic, uitați-vă cu o etapă înainte la câte galbene și roșii am luat. de -aia am făcut atunci urât și am zis că nu îi mai primesc pe unii. Și mie mi s-a părut ciudat, dar am pus-o pe seama Paștelui. Am fost obligat să legitimez copiii și să-i duc la meciul cu viitorul. Meciul dintre viitorul și ASEA s-a disputat pe 2 mai 2016 în penultima etapă din preoful off ul 1. Atunci cele două echipe luptau doar pentru locul 5.